Și în Australia autoritățile sunt în alertă din cauza pandemiei de coronavirus. Orașul Sydney a fost izolat de restul țării după ce un focar de COVID-19 de pe plajele nordice ale orașului a început să se răspândească în metropolă. Situația a devenit îngrijorătoare în contextul în care în urmă cu două zile erau doar 5 cazuri, însă numărul a crescut brusc la 39 de cazuri. Specialiștii nu au putut încă să-și dea seama care este originea virusului, însă sunt de părere că tulpina ar fi americană. Cu toate acestea, nu a fost identificat pacientul zero. Australia a evitat până acum răspândirea coronavirusului prin închiderea frontierelor internaționale, restricții, distanțare socială și testare pe scară largă. Țara a înregistrat până acum 28.169 de cazuri la o populație de aproape 25 milioane de locuitori. În urmă cu două săptămâni, restricțiile au fost ridicate, deoarece nu mai fusese niciun caz de transmitere locală. Cu toate acestea, focarul din Sydney a dus iar la restricții.